Frații mei, eu îl cunosc pe Sinic de ani de zile și știu că el e mai aventuros, așa e, mai puternic, îl vedeam în curte, făcea tracțiune, ești nebun, mai power, așa, și a postat un clip supraviețuiesc pe o plută 24 de ore și vreau să văd dacă a reușit. Calilor, astăzi stăm 24. Mamă, și pe frigul ăsta. Mamă, deci și pe frigul ăsta, aș fi făcut vlogul ăsta măcar vara, știi? Din așervețele să suflu deasupra. Ia, sufla, sufla așa. Băi, ești nebun. Pare frig. Ciao, Bela, ciao, ciao, ciao. Întâi am proiectat schița plutei și am notat ce materiale vom avea nevoie ca să reziste fără să ne scufundăm. Așa că asta a ieșit și am început cele 24 de ore. Ștef, oficial am început 24 de ore. Știi că, gen, când vine seara, trebuie să ne încălzim, așa. Mă arunc în apă de bunăvoie. Avem și ancora aici. Când are ancoră. Staționăm. O să aruncăm în apă, este foarte grea. Pentru început am învățat să vâzi. Chiar voiam să mă întreb ce cu borcanul ăla de proteine. Mă gândeam că mai face niște flotări, mai au cupa de proteine să-și revină. Dar așa că ancora are sens. Pentru că suntem terminați rău și am crezut că o să evităm să ne certăm și normal că n-am reușit. Bă, dă-i, bă, stai, bă. Las-mă din gură, că... Hai, bă, dar ce faci, bă? Bă, plecăm ca viking, ești prost? Ia vezi, bine pe cadrul ăsta pe dronă, ești nebun? Talent. N-aș putea să stau pe o plută, paolo, 24 de ore. Cam în primul rând aș obosi, aș vrea actuală, să stau ca omul, nu știu. Setică, pentru că mi-am consumat energia. Dar un bărbat adevărat nu face figuri la apă. Ar da la vâsle un bărbat adevărat. Păi și de ce ne rotim? Efectiv cum ne rotim. Timpul trecea greu și am încercat să facem cât mai multe chestii până la primul supply drop care parcă nu mai venea. Și asta nu-i nimic. Mama, supply drop, ia, chiar sunt curios. Noaptea. Nu știu cât timp a trecut, dar deja simt că nu mai pot. Ești prost să trec 3 minute. Ua, eu ce văd? Bă, primul supply drop. Hai, că trebuie să... Vrei să facem un concurs? Facem așa, ăla care dă mai puțin, automat se duce pe partea cealaltă, da? Bine. 3, 2, 1 și... Bine. Ești nebun la cap. Vedeți că v-a picat sfoara aia. Băi, a picat sfoara, băi, a picat sfoara. Ce înseamnă că ai cap pierdut? Bă, asta e, bă. De aia nu mergeam. Păi cum vrei să mergi dacă noi aveam ăla? Deci, în concluzie, vreau să zic atâta. Ca în fiecare episod și ca de fiecare dată, Luci nu face nimic și numai eu fac. Uite-l, butoiasul. Du-mă mai așa. Ia, chiar sunt curios ce e în butoiașul ăla, ia. L-am făcut. Hai, stai, ia-o, când împing. Mamă, dar ce murdar pare lacul ăla. Hai, bă, că ești prost. Primul supply. Hai să vedem ce este aici. Primul drop conține câteva sticle de apă pentru a ne hidrata. Ne așteptam să vină ceva mai mult, dar pentru primele ori de atât? Apă? Am băut fără să deschid. Ca să înțelegi cât minti sete. Vreți să vă zic ce mi-a luat cadou frații mei de ziua mea? Zile. Deci m-am așteptat și eu la un Audi A5, după cum era vorba. Bine, un Audi A5. Un Audi A5, mă gândeam eu așa, am zis, bă, parcă vezi că mă sună, să iei safari, pam, cu mâna la ochi. Și când vine acasă, o șaormă. După ce ne-am odihnit puțin, în depărtare am auzit cum al doilea drop a ajuns în apă, așa că am mers într-acolo, dar am ajuns aici. Bă, ce facem, o luăm pe acolo? Deci sunt trei variante, ori spargem gheață. Bă, dacă am repede al doilea drop. Ori o colim ca proști, da? Ori luăm prin strâmtoarea Bosfor și Dardanele. Hai să luăm pe acolo, hai să luăm, n-ai tupeu. Prin strâmtoare? Da. Zis și făcut, am mers prin cel mai strâmt drum, fiind foarte aproape să ne fi înțepat barca. Mamă, și stufărișul ăla la bărcuța lor gonflabilă. În final totuși am reușit să ajung la cel de al doilea drop. Ia vezi, sacul de gunoi, a plecat sacul de gunoi. Hai, șefule, să vedem. Haine! O să le trebuiască hainele. Fii atent, nu mă interesează. Nu mi-l dau jos. Deci îți bagi în pantaloni. Bă, dar ce vrei? Făcând rost de noile haine care ne țineau puțin mai bine de cald, am avut norocul să dăm chiar de-al treilea drop care stătea random lângă un mal. Dacă ce cred eu că e? Zi. KFC. De ce cântă punga? Desfă. Ce aia, mă? Cred că ne câștigăm sigur la navere. Undiță! Nu uitați să dați like și să vă abonați. Bine! Deci vreau să vă spun ceva. Este mult mai bine că s-o dat de asta decât o leacă de mâncare. Mi se pare că este amuzant. Mi se pare că este foarte amuzant.
Nu știu câte ori avem, dar te obosește totul. Îmi este foame, deja se înserează. Bă, e oribil să faci un clip ăsta de 24 de ore. Bă, nebunești, simți că nebunești, nu mai știi ce să faci. Nu mai zi de Mr. Beast care a stat 7 zile sub pământ sau cât a stat, ești nebun. Am primit în sfârșit un drop care se pare că avea să ne ajute mult. Ia, uite, ratat. Ce e acolo? Bă, da, deja suntem la minutul 5 și nu prea s-a întâmplat nimica. Chiar ai stat 24 de ore? Gen, am fost drop și cam atât. Adică nu știu, bine, într-adevăr, ce o să faci pe o plută, dar... Băi, ne-a lăsat ăștia înfometați, era vorba să ne ajute drop-uri. Deci mi-a scăzut și glicimea de nu mai știu cum mă cheamă. Întreabă-mă cum mă cheamă. Cum te cheamă? Eusebiu. Eusebiu! Ia, hai să vedem. Nu mai am foarte să-l zic. Hai! Te rog! Da, să mâncate! Era desfăcut ambalajul, nu cred! Pizza să mâncați! Bă, lasă, nu con... Deci avem biscuiți mâncați! Biscuiți mâncați! Nu! Suntem și aici! Ce-i acolo? Pâine, ce-i acolo? Pâinea vânătorului! Pateu! Pateu, mamă, ce-aș mânca niște pâine cu pateu! Wow! Ștef! Ce mi-aș păule? Proteină, știu? Ia să vedem. Este destul. Victorie! Ce faci cu ou? Cum gătești tu ouul ăla? Deci dacă ăsta nu s-a răpt acum, zici mă, cum râne de foame, nu? Da, cu ouăle, eu sunt curios cu ouăle, ce o să facă cu ouăle? Faci-o de asta, faci-o de asta. Mi-e rușine să mănânc la cât de bun. Mamă, dar e bun pateu. Mamă, ce aș mânca și eu niște pateu de la. După ce am reușit să ne mai potolim foamea, am stat și am plutit până ce s-a înserat. Ștef, mai ești aici? Mă simt ca societatea zăpezii. Ștef, nu se vede nimica. După cum observați, nu se vedea nimic. Mamă, pe bune nimic. Din fericire însă, în timpul nopții, un supply drop s-a lovit de pluta noastră. Acesta conținea cel mai prețios lucru pe care îl puteam avea în momentul de față. Lumina. Logic. Dumnezeu, ei se facă lua! Deci uitați la că avea exact în gheață. Mamă, era gheață acolo. Zice că suntem mineriada. Fraților, treaba e felul următor. Plouă afară, e foarte frig. Fratele meu, Lucian, nu a zis să ne luăm geaca pe noi, că a zis că e foarte cald și a zis nu merge să iau cu geaca pe tine, că dacă pice, așa, e ce mai grea, asta. Și am zis, bă, murim de frig. Și acum uitați și acum sunt cu două dase de pe noi. Ia să prindem asta și să mergem în căutare. Dar și la Bacău e mai frig ca la București, adică... Deci că suntem mineri, bă, ia uite-l. Nu știu ce-i, dar dă-i. Geacă. Dă-i. E o geacă. Băi, dă-i. Uai, murim de frig, dă-i și nu o geacă. Pătură. Pătură și perne. Bun. Aici ce? Aici e geantă. Ce s-a aflat în geantă? Ia. Bă, ce-i? Îi udă. O intrat apă în ea. Maaa! Mă veri, bă, nu uda și pe asta! Păi dă un coace! Aaaa, pătură și-i udă! Dar este udă toată! De ce este udă toată? Ia uite ce ascunde asta, mă, după! Aaaa! Avea pateu sub pernă! Calax, cămine, ce bun! Dă-mi cu noaile la nas! Bine, mă, bine! Dar eu nu dorm, mă, cap lângă cap cu tine! Mai vin doar la... Bă, ești prost, trebuie să ne încălzim! Alo! Trebuie să dormim pe... Mamă, dar putem să-și facă pluta aia un pic mai mare! Dacă dormi așa, mori, faci hipotermie dacă dormi așa! Picioarele aici, buzile într-o parte, chitărica într-o parte, megafonul... Mamă! Uitați aici! Dă-mi seama ce era pe barca aia, noroi, apă, tot! Să reușim până dimineață. Deși experiența cu pluta a fost una grea, a fost super tare și într-un final am adormit. Atât? Bă, n-am ce să zic. Tare clipul, doar că mă așteptam să aibă un pic mai multe provocări, să aibă mai multe challenge-uri pe barcă, că au stat, supply drop, ce avem? Apă. Supply drop, geacă, adică tare clipul, tare ideea, nu știu dacă chiar au stat 24 de ore sau nu, dar eu n-aș fi putut să stau în frigul ăla și dacă dau stat în frigul ăla, mai făceam o provocare, mai ne animam, mai sărea unul, bine, să sari, era cam periculos, dar era tare dacă sărea cineva. Nu știu, scrieți voi în comentarii ce ar fi putut să facă mai interesant.